ziua, domnilor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmărit știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Spectacol pe cerul capitalei. Zeci de aeronave militare survolează văzduhul cu ocazia Zilei Aviației Române. Distracția de la Electric Castle nu poate fi oprită nici măcar de vreme. Ploaia pare că i-a motivat pe Petre Căreț. Vedetele știu cum să iasă în evidență. S-au îmbrăcat toate precum personajele filmului Barbie. Capitala este survolată astăzi de elicoptere și avioane de luptă. Mai multe aeronave din dotarea armatei au ieșit pentru o paradă aeriană spectaculoasă astăzi, de Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. La Sol s-a organizat o ceremonie militară în Piața Aviatorilor. Acolo se află și colega mea, Claudia Costandiș, care vine cu detalii. Bună ziua, Claudia! Te ascultăm! Bună ziua, Ilinca, bun găsit, doamnelor și domnilor. A fost o ceremonie memorabilă aici, la Monumentul Eroilor Aerului, unde, așa cum ai spus și tu, au survolat mai multe aeronave. Vorbim atât de elicoptere civile, cât și militare, dar și despre avioane de luptă. De asemenea, au fost și avioane de acrobație care au oferit un adevărat show oamenilor care au venit astăzi să vadă ce se întâmplă, ce va avea loc la această ceremonie. Deși este foarte cald afară, zeci de oameni au venit să-i vadă pe militari cum au defilat și pe piloți cum au creat acest show aviatic. De asemenea, a fost și o defilare a brigăzii de ceremonie, dar și o depunere de coroane. Printre cei care au trimis astăzi coroane se numără președintele României, Klaus Iohannis, care a și trimis un mesaj de la mulți ani și de felicitări piloților, dar și președintele Camerei Senatului și președintele Camerei Deputaților. De asemenea, ziua de astăzi, Ziua Aviației, coincide și cu ziua Sfântului Ilie, care este tot astăzi. Sfântul Ilie este ocrotitorilor, temerarilor, zburători. De asemenea, mii de români își serbează astăzi onomastica, printre care și prezentatoarea noastră, Ilinca Obădescu. Așadar, la mulți ani, Ilinca! Momentan acestea au fost informațiile, mă întorc la tine. Mulțumesc mult, Claudia! Canicula aduce un val de conspirații. Unii români spun că temperaturile de acum nu sunt atât de alarmante precum vor alții să pară. Și mai mult, nu puțin, sunt cei care cred că inteligența artificială ar fi adus o asemenea căldură. În vreme ce dânsul încearcă să scape cum poate de sub toropela care a încins capitala, alții de pe margine râd și încearcă să ne convingă de la umbră, evident că suntem martorii unei arșițe pe care cineva cu putere mare a trimis-o peste noi. Și n-ar fi vorba de Dumnezeu. Sunt și mânării care poate să facă ca să vină căldura asta. Să mai moară în lume. Și domnul Valentin are dubii mari când tot aude de încălzirea globală și alte fenomene extreme ce amenință omenirea. Nu cred în încălzirea globală. Asta e o mangleală de doi bani. Asta pentru cine nu știe. Adică mie îmi spune să sting lumina între orele nu știu care și nu știu care, iar la New York sunt toate aprinse și pe stradă și la Paris și... oriunde. Alții spun că și pe vremuri era la fel de fierbinte luna lui cuptor, dar nu bătea nimeni apa în piuă pe asta. Sunt niște speculații, sunt niște idei care au o doză mare de falsitate. De ce să exagerează? Ne alarmăm că ne e cald. E bun, ne e cald. În iarnă ne e fric. Asta e problema. Nu că știm, simțim și știm totodată că din după, hai să spun, prin 90-2000, clima s-a schimbat destul de mult. Deci este o diferență de la cer la pământ. Dar oare inteligența artificială nu o fi de vină pentru temperaturile toride de afară? Se întreabă alții. Dacă vă duceți în istoriele, acum 50 de ani, au fost inventate nori artificiali. Vă imaginați că totul acum suntem, nu vreau să spun că suntem început de roboți, dar inteligența asta unde o să ne ducă artificială? Iar teoriile conspirației sunt alimentate inclusiv de persoane publice. Avocatul Gheorghe Piperea, de pildă, pune la îndoială într-o postare pe Facebook chiar și măsurătorile Institutului Național de Meteorologie. Oricine poate să verifice temperaturile înregistrate. Nu uitați că avem acum temperaturi care depășesc 40 de grade de foarte multe locuri din sudul Europei. De altfel, nici Spania nu duce lipsă de conspirații. Executivul de la Madrid s-a văzut nevoit
trebuit să intervină după ce Agenția Națională de Meteorologie este vizată de un val de insulte și amenințări pentru că anunță pe zi ce trece temperaturi tot mai ridicate. Dar ne întoarcem la noi, unde sociologii dau vina pe autorități că nu au fost în stare să educe populația să nu mai gândească conspirativ. Problema în redusă, dacă vreți, la câteva cuvinte, ar însemna așa. Avem 18.000 de biserici în România, 5.000 de școli și 500 de spitale. Asta indică pentru ce ne pregătim. Din păcate, statul român nu își pregătește populația să aibă gândire critică. Una peste alta, meteorologia anunță un val de căldură cu temperaturi record în toată țara. În următoarele minute vă arătăm un experiment inedit la volanul unei mașini. Am încercat o pereche de ochelari care ne ajută să vedem lumea așa cum o văd cei aflați sub influența alcoolului sau substanțelor interzise. Experimentul nostru vine în contextul schimbării codului rutier, care acum prevede ca orice șofer aflat într-o astfel de stare și implicat într-un accident mortal să ajungă în spatele gratilor. Din momentul în care vedem până când apăsăm frâna, 1,4 secunde este timpul mediu de răspuns al unui șofer. Când am trecut peste 1,4, ce semnifică? Pericol mare, adică șoferul stă degeaba la volan, nu face nimic în momentul respectiv și pericolul se tot apropie. Foarte rău. Da, perfect. Ați reușit o performanță de 12 apăsări. Ia să vedem, vedem timpul. De aici. 3, 4, 6, mamă. În realitate, acest timp de reacție și loviturile greșite semnifică faptul că deja ar fi avut loc un accident rutier soldat cu cel puțin moartea șoferului aflat la volan. Am mers și noi în poligonul cu jaloane, unde am testat condusul cu o pereche de ochelari ce imită vederea unor persoane aflate sub influența drogurilor. Suntem la un traseu de îndemânare, un traseu pe care poți să-l realizezi când ești clean, nu ești sub influența alcoolului sau substanțelor interzise, fără nicio problemă. Deja văd dublu, triplu, s-au schimbat și culorile. Ok, hai să vedem dacă mai nimeresc traseul. Prima dată a fost foarte ușor, a doua oară m-am chinuit să văd. Potrivit polițiștilor, lunar, aproximativ 2000 de șoferi sunt depistați la volan sub influența alcoolului și 200 sub influența substanțelor psihoactive. Numai anul trecut, 18 persoane și-au pierdut viața și alte 65 au fost grav rănite de șoferi inconștienți care s-au urcat la volan fie beți, fie drogați. Rozul pare să fie culoarea momentului, cel puțin pentru vedetele noastre care și-au dorit să se simtă măcar pentru o seară ca un personaj din filmul Barbie. Pelicula a creat o adevărată nebunie la nivel mondial și a avut aseară lansarea în țara noastră. Fascinanta lume Barbie, cu ale ei personaje, a ajuns și în țara noastră, mai exact într-un cinematograf din capitală, unde vedetele s-au întrecut în ținute care se semene cu cele ale personajelor de film. Păi m-am asortat, sunt Barbie, să mergem pe roz, nu? Am spus totul să nu fiu full roz, cum aș fi ales, de fapt. Am zis să pun o pată de non-culoare și am ales albul, să fim în zona aia de Barbie, fancy, fancy. A trebuit să fie ceva roz? Și am combinat să fie un pic și casual, că e totuși un film și e foarte cald afară. Și am ales un tricou oversize cu niște pantaloni scurți și o gentuță mică. Ținutele cât mai sexy și cât mai roz cu putință au reprezentat o adevărată provocare pe care vedetele au îndeplinit-o cu succes. Corsetul ăsta pe care l-am luat cu 5 lei dintr-un second, asta pe care nu știu cât am dat, dar oricum e foarte frumoasă, dresurile și niște loafers simpli, gentuța roz. Ținuta din această seară e simplă, vreau să fiu Barbie, din aia clasică scoasă din cutie, adică rochia asta nu-i genul meu, după cum mă știți, dar vreau să fiu Barbie, să fiu cute. Jasmine, fiica lui Virgil Ianțu, a abordat un stil simplu, însă de efect. Tânăra a reușit să întoarcă toate privirile cu silueta ei demnă de invidiat. Am încercat să abordez un look decât natural, nu cu prea mult roz. Desigur că am văzut că am dat în partea roz aici. Mi-am luat geanta asta de silicon,
că mi s-a părut așa mai Barbie. Și această fustiță roz de la PNK și topul ăsta mai lejer, într-adevăr mi-e puțin cald în el, dar eu zic că m-am descurcat. Să nu credeți că domnii au făcut excepție de la regulă. Reprezentanții sexului puternic au optat pentru paleta cromatică pe care o abordează și personajul principal masculin din film, vestitul Ken. E și Ken acolo pe undeva și am zis să preiau eu rolul. După cum bine vezi, m-am îmbrăcat exact ca el, e prima scenă. Printre primele scene din film mi-am îmbrăcat fix în genul ăsta și am zis, bă, mă scap ușor, că m-am mai tot îmbrăcat în roz, am mai tot făcut chestia așa, am zis direct, jeans on jeans. E prima oară când vin în culorile cumva apropiate de Ken, mi-a zis, vin roz, ești nebun, adică nu, Ken nu era roz, deci haide să lămurim. Și ca tare am ales un bleu pastel cu bej. Designerii însă și-au permis să se joace puțin mai mult cu nuanțele și au abordat ținute ce au făcut excepție de la regulă. E o compoziție formată din mai multe curele, la care am adăugat o cămașă pe care am tăiat-o eu. De pantaloni nu sunt cel mai mulțumit, am avut timp să ajung la croitor. Înflorește pe toate planurile, Cristina Spătar s-a căsătorit de curând și iar acum vrea să se relanseze în muzică. Însă, înainte de asta, frumoasa cântăreață urmează să plece în luna de miere și vrea o destinație de lux. Cristina Spătar radiază de fericire. Artista trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții și se bucură din plin de statutul de soție dobândit în urmă cu puțin timp. La sfârșitul lunii iunie, Cristina și soțul ei, Vincențiu, și-au unit destinele în fața peste 500 de invitați, iar acum își planifică luna de miere. Să fie de o destinație de 7 stele, dacă se poate. L-am terorizat pe Vicky, pe soțul meu. Să fie, nu știu, niște locuri deosebite. Ca să merite tot efortul, sincer. Eu am cam călătorit așa de-a lungul vieții și nu prea mă mai impresionează nimic, dar vezi că mai... Exact, da, întotdeauna mai e ceva de văzut. Iubește Italia și își dorește să revină acolo ori de câte ori are ocazia. Anul trecut am fost în Positano și acum cred că mergem puțin în Portofino câteva zile. Nu știu, prin noiembrie o să mergem cu nașii noștri în Maldive, pentru că atunci nu mai sunt concerte și o perioadă mai liniștită. Vincențiu Mocanu, soțul Cristinei, este afacerist în domeniul imobiliarelor, iar recent a intrat și artista în această lume a afacerilor. Cei doi își împart timpul între job și copii, iar cântăreața mai are o provocare. Trebuie să facă naveta între capitală și Vâlcea, orașul în care trăiește soțul ei. Fac naveta și sunt navetistă. Ce să fac? Asta e... Bine, acolo, liniște, așa. Da, e frumos, dar copiii sunt acasă și atunci sunt așa, da, tot timpul între. Merg și acolo pentru că încă am treabă acolo, dar vine și Vicky, știi, vine Vicky destul de des. Deși distanța le cam pune piedici, cei doi reușesc să le depășească, iar relația dintre ei este tot mai sudată. Sunt convinși că totul va fi bine până la urmă, mai ales că și-au început căsnicia cu o nuntă ca în povești. Nunta a fost, numai că eu nu am fost la înălțime pentru că eu nu m-am simțit bine. Nu dormisem, nu mâncasem, am ținut o dietă și n-am mai putut să mănânc nimic. Și nu m-am simțit bine, am stat în perfuzie înainte de a intra în biserică. În final, nunta a fost ceva deosebit. Rochia ta a fost senzațională. Rochia, mâncarea, vinul, muzica a fost super, super, super. Cu totul a fost o petrecere extraordinară. Ce ai reușit tu să faci? Aranjamentele, dacă veneai să vezi aranjamente frumoase, superbe, superbe. Chiar am făcut fix cum mi-am dorit. A meritat, da. Pentru Cristina se anunță o perioadă aglomerată, căci imediat după întoarcerea din luna de miere, o așteaptă proiecte imobiliare de care trebuie să se ocupe, dar și studioul de înregistrări unde pregătește un nou album. Un parlamentar brașovean a venit cu o propunere cel puțin ciudată. Politicianul vrea să vopsească toate clădirile din țară într-o anumită nuanță. Iar motivul pentru care își dorește acest lucru este chiar mai straniu. Îl las pe colegul meu, Adi Jătăreanu, să ne spună detaliile acestei propuneri inedite. Bună ziua, Adi! Suntem foarte curioși să aflăm despre ce este vorba.
Bun găsit tuturor! O lume în alb, asta pare că își dorește deputatul brașovean Gabriel Andronache, care a venit cu o soluție pentru a combate temperaturile caniculare din ultimii ani. El vrea ca în viitor toate imobilele care se vor construi în România să fie neapărat vopsite în alb, și ca să vă explic exact ideea lui, o să vă arăt și două exemple. Suntem în cartierul Tractorul din Brașov și vedeți în spatele meu un bloc vopsit predominant în negru, sunt și tonuri de maro acolo. Deputatul brașovean spune că aceste culori atrag razele soarelui și practic în interior se încălzește foarte tare. În schimb, dacă facem câțiva pași mai încoace, vedem o clădire unde predomină culoarea alb. Gabriel Andonache spune că în interiorul acestor imobile temperatura este cu 3 grade mai mică față de cele care sunt colorate. Practic, aceasta este și ideea lui, ca în viitor orice fel de clădire care va fi construită în România să fie neapărat vopsită în alb, și pentru asta a și depus un amendament la Camera Deputaților, care urmează să fie votat de colegii săi. El vine și cu un studiu făcut de cercetătorii americani, care spun că dacă în viitor 2% din suprafața totală a planetei ar fi vopsită în alb, acest lucru ar duce la o scădere a încălzirii globale pe tot mapamondul. Atât momentan despre acest subiect, la revedere! Valeria Arnăutu și-a descoperit o nouă pasiune care combină moda și dragostea pentru animale. Inspirată de cei doi căței ai săi, de care este nedespărțită, iar astăzi o înțeleg și eu de ce este nedespărțită, Valeria a lansat o colecție de costume tradiționale pentru animale. Am invitat-o astăzi în platoul știrilor Canal D ca să ne povestească mai multe despre această colecție. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumim pentru invitație, în numele meu, al lui Papi și al lui Mini. Am un cățeluș foarte drăguț în brațe, îmbrăcat în port un costum popular. Da. Cum v-a venit această idee? În primul rând, l-am sărbătorit pe Papi, care a împlinit 10 ani. Ei sunt tată și fiică. Papi are 10 ani și Mini are 5 ani. Anul acesta, în mai, în costume populare, deci îmbrăcați amândoi. Și atunci, văzând cât de frumos le stă și câți prieteni de-ai mei iubitori de animale și-au dorit să-și îmbrace animăluțele în stil tradițional, mi-a venit ideea de a lansa această colecție pe care am intitulat-o Românași Drăgălași. Puteți să ne prezentați și nouă hăinuțele? Sigur, Mini poartă un costum verde. Vreau să vă spun că ideea este a mea, dar realizarea nu mi-aparține. Mini, hai sus. Ea face și piruiete. Dacă ar primi și o recompensă, ar fi și mai bine. Deci doamna care le realizează este o prietena mea cu mâini de aur, doamna Lăcrămioara Trepăduș, iar la prezentarea colecției, chiar de ziua mea de naștere, am avut o idee și mai inedită. Am realizat un spectacol pentru copiii și tinerii, special de la Asociația Down Plus, pentru că așa dăruind vei dobândi. La spectacol căței au defilat pe scenă îmbrăcați, dar să vă spun câți căței am avut, că au fost în jur de 20-30 de căței, și vreau să-i mulțumesc prietenului meu, Mihai Nae, supranumit dresorul vedetelor, pentru că el și-a adus acolo o parte din elevii lui, doar cei de talie mică. Să vedeți cum a fost pregătirea, că a fost așa o adevărată muncă pusă la punct. Fiecare cățel, stăpânul a trimis poza cățelului și dimensiunile, ca să îi se facă un costum personalizat. Și așa... nu ați îmbrăcat numai cățeluși din România, nu, ci și din America. În iunie, de Ziua Mondială a Iei Românești, pe 24 iunie, am cântat alături de prietena mea de suflet, Brândușa Covalciuc Ciobanu, pentru comunitatea de români din Florida, la o biserică. Și cu acest prilej am făcut cadou un costum tradițional lui Mici. Mici este primul cățel american care a purtat costum românesc, pentru că stăpâna lui, Carla, iubește tradițiile românești, de aceea îl cheamă și Mici, că dacă era fetiță, îl chema Sărmăluța. El este, uitați-vă ce atitudine are, parcă s-a născut să poarte clopul românesc pe cap. V-ați întors recent din Statele Unite. Cum vi s-a părut această vizită și ați părăsit țara noastră? V-ați mutat în America?
Nu cred că aș putea să stau prea mult timp departe de România, poate doar așa pe perioade determinate și dacă aș avea o motivație foarte puternică. De pildă, eu am fost invitată începând din anii 90 și până în prezent mereu. Sigur că îmi place foarte mult America, iubesc pe toți românii de acolo, iubesc pe toți românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla, dar cel mai frumos și cel mai drag îmi este tot acasă. Sunteți o fire veselă mereu. Da. Cum reușiți să vă păstrați așa, indiferent de... Ei sunt vinovați. Dimineața când ne trezim, de fapt ei dau trezirea, vine ori papi, ori mini și dau cu lăbuța să te trezească. Și nu poți să nu te trezești cu zâmbetul pe buze. Când îi vezi câtă iubire îți oferă necondiționat, câtă veselie și câtă... Așa, ei sunt debordanți. Nu poți să fii trist cu ei. Sau când vii acasă și intri pe ușă și vezi manifestarea iubirii lor, este... Iubire necondiționată. Cel mai mare dar. Ce proiecte ne mai pregătiți? Multe. N-aș vrea să dezvălui decât așa câteva cele de început. Acum în 24 plec împreună cu ansamblul Ciobănașul din Corbi și cu prietena mea Liliana Savubada la un mare festival de folclor în Capadocia. Anul trecut am fost cu același ansamblu în Muntenegru și a obținut trofeul. Iar în toamnă vor fi alte și alte proiecte despre care sper că ne mai întâlnim și mai vorbim. Abia aștept. O vară frumoasă să aveți. Mulțumesc, la fel, vă doresc tuturor și vă mulțumim că ne-ați primit aici în platoul dumneavoastră cu Papi și cu Mini. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Ilinca Obădescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem diseară la Ce face în weekend. Să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Până în această seară avem în vigoare cod galben de instabilitate atmosferică. În Maramureș, Moldova, Dobrogea, în estul Transilvaniei și în nordul și în estul Munteniei vor fi perioade cu vijelii, căderi de grindină, descărcări electrice și ploi torențiale. Iar în Muntenia, Dobrogea și în sudul Olteniei, cât și al Moldovei, valul de căldură persistă. Până sâmbătă dimineață s-a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, iar cele minime între 18 și 23 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă astăzi cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea devine instabilă și sunt așteptate averse cu descărcări electrice. Vor fi 30 de grade în Târgoviște, 36 de grade în Slobozia. În Transilvania sunt anunțate ploi cu descărcări electrice, temperaturile sunt în ușoară scădere față de zilele precedente și vor fi iată 30 de grade în Sibiu, 27 de grade în Cluj-Napoca. În Moldova să vă așteptați la ploi cu tunete și fulgere, mai ales din a doua parte a zilei, iar mercurul din termometre urcă până la 33 de grade în Iași, 32 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării vor fi condiții de ploaie, dar pe arii restrânse. Se vor înregistra 24 de grade. 34 de grade în Timișoara, 34 de grade și în Arad. În Oltenia cerul va fi variabil cu unorări temporare, iar meteorologii anunță ploi doar izolat. Vor fi 32 de grade în Slatina, 33 de grade în Târgu Jiu. În Dobrogea vorbim astăzi de vreme instabilă. În special, după amiaza și seara, meteorologii anunță precipitații, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină pe alocul. Vor fi 36 de grade în Megidia, 32 de grade în Tulcea. În capitală, valul de căldură se menține și astăzi. Va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi unul accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Spre seară însă vor fi înorări și sunt condiții de ploaie. Maxima urcă până la 37 de grade. La noapte avem atmosferă liniștită, cer variabil, vântul va adia slab până la moderat, iar minima coboară la 22 de grade.
Mâine se anunță în continuare vreme deosebit de caldă, atmosfera va fi în mare parte însorită, iar în jurul prânzului se vor înregistra 36 de grade. La munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Pe arii extinse se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi 26 de grade la stâna de vale, 23 de grade în Semenic. Pe litoral, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrul va indica 30 de grade în Costinești, la fel și în Vama Veche. Apa mării va avea în jur de 25 de grade. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Silvia m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Constanța. Maxima ajunge până la 29 de grade, iar atmosfera va fi însorită. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme!